filme, jocuri interactive și graffiti. În acest mod, mai mulți adolescenți din Bălți au socializat cu semenii lor din Ucraina în cadrul unui proiect inedit, Youth for Peace. În scurt timp, activitatea a adus roade. Eu cred că e destul de important, adică oferă la tinerii care au fugit de la război, adică ca să uite de momentele neplăcute din Ucraina, adică datorită războiului, mulți s-au pierdut casa, iar, nu știu, jocurile astea interactive oferă posibilitatea măcar să uită, adică, de momentele groaznice. Danilo Cebanenko a venit în Bălți acum câteva luni din Odessa. Tânărul spune că s-a implicat cu mare drag în toate activitățile proiectului pentru a socializa și a-și găsi noi prieteni. Сейчас такое время, то что всем хочется пообщаться, найти новых друзей. Мы хотели сделать так, чтобы, ну, как многие люди, подростки, которые хотели проявить себя, где-то поучаствовать, с кем покоммуницировать с подростками такого же возраста, чуть старше, со сверстниками, чтобы они не чувствовали себя как-то скромно, чтобы они расщедрились, так сказать, раскрепостились. Pictura la care tinerii au lucrat împreună, ghidați de o tânără pictoriță din Bălți, vine să promoveze pacea și liniștea sufletească pe care poți să o obții doar fiind în armonie cu natura. Eu am ales acest desen pentru că pe mine foarte mult cei ce mă motivează sunt oamenii și natura și am hotărât să unesc aceste două cele mai importante lucruri pentru mine. Și s-a primit că o fată care este împrejurată de flori exotice și de natură. Noi facem acest desen, avem mai multe diferite motive, este și o persoană, nu putem observa cactuși care se află numai în niște teritorii speciale unde este nisip și putem vedea niște flori, spunem așa, de apă. Diferite motive sunt unite aici într-un desen. De asemenea, nu numai că lucrăm, noi încă și discutăm, ne aflăm unul pe altul, ne socializăm. Autorii proiectului spun că au reușit să vizioneze împreună mai multe filme, să socializeze și să promoveze un atelier de graffiti. Tot ce au făcut le-au permis tinerilor să-și facă noi relații și să afle mai multe unii despre alții. Activitățile au fost realizate în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri și Minority Youth Hub din Bălți. Ideea a apărut din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, din sprijină că sunt mulți imigranți din Ucraina și noi am vrut să îi ajutăm să se includă în societatea noastră, în Bălți. În cadrul proiectului am implementat 6 activități, 3 activități de vizionare a filmelor și discuții pe baza filmelor, 2 activități de jocuri sociale și ultima activitate care va fi marța viitoare. Primele 3 activități care le-am avut au fost vizionare de film și conumite discuții. Totuși, înainte de aceasta, am avut activități de comunicare și de socializare, adică un fel de icebreaking activities, care au fost organizate la noi. Scopul discuțiilor noastre a fost să le schimbăm un pic opinia lor asupra anumitor tematice, adică să fie un pic mai empatici, să înțeleagă diferitele perspective ale unor oameni. Tinerii din Ucraina care au venit la noi, ei nu au parte de foarte mult socializare, chiar dacă o au, este online și, din câte știm, nu este de fiecare dată cea mai bună. Într-adevăr, tinerii din Ucraina au nevoie de această comunicare, de incluziune socială. Aici ei o pot primi, anume la aceste activități, împreună vizionăm filmele, jucăm și facem ca să se simtă mai comod. Proiectul Youth for Peace este implementat în cadrul unui program organizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu susținerea financiară oferită de UNICEF Moldova.